Unitățile de învățământ din comunele Perișoru și Cășcioarele desfășoară cursurile în scenariul roșu, ceea ce înseamnă că elevii participă la ore exclusiv online. În județul Călăraș, situația epidemiologică privind infecția coronavirus este următoarea. 7.304 cazuri confirmate pozitiv COVID-19 de la începutul epidemiei, 262 de cazuri active în momentul de față, 1.025 de persoane se află în carantină la domiciliu, 137 de persoane sunt în izolare la domiciliu, și 25 de persoane în izolare instituționalizată fiind internate. Precizăm că rata incidenței cumulative COVID-19 la 1000 de locuitori în județul călăraș este de 0,85. Situația localităților cu rata incidenței cumulative de peste 1,5 la mii de locuitori este următoarea. Perișorul 3,07 cășcioarele 3,02 și comuna Ciocănești 2,03.